fagyta amerikán, ma ujt nagyla engles, ma ujt nagyla francúz, nemc, ma ujt sila japonés. Latacin szuflet, no ma una vad, latacin szuflet, no ma una ud, latacin szuflet, no ma una szem, invidiak nusz moldovén. Nimeni n-a reușit să satirizeze la fel de bine ca voi relațiile astea dintre România, Republica Moldova, de fapt dintre români și români despărțiți de o politică de bilă și un râu. Da, păi din păcate s-a lucrat foarte mult și la o propagandă antiromânească în spațiu comunist, mă rog, ex-sovietic, Moldova, după ce a fost amputată, practic, și după ce s-a întâmplat, rușii au avut... Desigur, o campanie foarte serioasă pe toate planurile de a deromâniza și de a transforma acel spațiu într-un alt spațiu, de a-l apropia tot mai mult de Rusia și de a-l transforma, practic, într-un spațiu rusesc. Și nu era vorba doar de Moldova, sau, mă rog, de Basarabia. Și, într-un fel sau altul, asta au reușit să facă, din păcate. Pe de altă parte, clar că s-a creat un nou organism, așa un fel de struțocămilă, o mutație s-a produs, da? Și în minte și în limbaj a apărut așa numita limbă moldovenească, practic, care de fapt e o țesătură de rusisme. Dar la asta chiar s-a lucrat, au existat niște grupuri de oameni însărcinați care s-au ocupat cu transformarea limbii românești într-o altă limbă. Și eu, de exemplu, când eram mic, mai mei m-au dat la o grădiniță rusească pentru că nu erau în acel an, când aveam, eu nu știu, 4 ani, prin 76, deci aproximativ, cred, 1976, au fost câțiva ani în care în Chișinău nu existau grădinițe românești. S-au închis încet, încet, iar cei care au făcut scandal au avut probleme cu securitatea și, practic, existau doar grădinițe unde, mă rog, unde se vorbea în rusă. Se aduceau foarte multe cadre din Rusia, ruși, care ocupau imediat cele mai bune posturi în școli, în grădinițe, în instituții, peste tot, în conducere, pentru a funcționa mai bine rusificarea. Și, desigur, rușii care veneau primeau imediat apartamente, case, nu știu ce, ori băștinași, ca să zic așa, trebuia să stea la coadă. Nu. Era o nebunie toată chestia asta. În general, marile schimbări se produc în timpul unor mari calamități. Nu se produc schimbări pe timp de pace sau pe timpul în perioade de echilibrate. Nu se întâmplă schimbări. Ori o ia totul la vale, ori nimic. În concluzie, o schimbare majoră, așa cum încercăm noi să ne imaginăm, legată de unire sau așa, ea nu e posibilă cumva într-o perioadă în care lucrurile sunt așa doar niște, cum să spun, coliziuni între niște plăci de puteri care încearcă să stabilizeze și să stabilească zonele de influență. Sunt două moduri de a vedea acest lucru, adică două perspective. Una idealistă, desigur, România reîntregită, România așa cum ar trebui, normal să fie, așa cum a fost înainte de a fi bucățită, da? Și a doua perspectivă este dinamica culturală care s-a produs de-a lungul timpului, da? Începând nu doar din 89, dar să spun, hai să zicem, din momentul în care s-au deschis ușile mai serios, da? Această dinamică și aceste mișcări și amestecul cultural, accesul, da? Asta a fost un soi de proces de unire, să zic, pe mai multe flancuri, și el alimentează în continuare, inclusiv astăzi, alimentează ambele spații cu, să spun, o permanentă amintire, o reamintire a ceea ce de fapt suntem și să nu uităm de fapt ce s-a întâmplat. Pentru că, oricum, timpul le cam șterge și dacă nu există un memento sistematic, atunci lucrurile se uită și când va veni un moment prielnic, nu se va produce nimic, dat fiind faptul că lumea nu mai ține minte. Dacă ni se amintește și ni se spune și se vorbește despre chestia asta și noile generații află mai devreme sau mai târziu despre ce-i vorba, la rândul lor ei vor fi pe fază atunci când va veni un moment potrivit ca să se producă așa numita unire. În rest, nu-mi place să stau să-mi fac iluzii sau să mă gândesc așa, să-mi imaginez, eu știu, un viitor, pentru că poate că o să-l prindă copiii noștri, poate nepoții, e mai mult sau mai puțin relevant. Ceea ce este relevant acum este modul în care
modul în care se dezvoltă spațiul acesta în comparație cu spațiul de acolo, în general tot ce se întâmplă, dinamica din jurul României, ce se întâmplă în Moldova, de exemplu, astea sunt chestiuni relevante și trebuie cercetate cu atenție și urmărite. Și crezi că s-ar putea face mai mult de la București pentru apropiere, nu ar zice pentru unire, ci pentru comunitatea românească, în primul rând, de acolo? Da, în primul și în primul rând sunt necesare investițiile românești în acel spațiu, dar desigur că zona business-ului și oamenii de afaceri se uită temător în acea direcție și este clar de ce. Pentru că acolo este acel nivel de corupție și acea situație care este, da? În concluzie, acel spațiu este mai degrabă dominat de o structură și o infrastructură mai degrabă în conflict cu legea și cumva mai degrabă putem vorbi de o piață neagră, de niște canale dubioase pe care se fac acolo afaceri, da? Acestea fiind consecințele modului în care de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, cei care cu adevărat erau ok din toate punctele de vedere în legătură cu afacerile sau cu politica au fost mătrășiți sau alungați sau au fugit sau au fost omorâți. E bine, modul în care comunismul a întors cu fundul în sus totul, este, astăzi suportăm aceste consecințele acelor imense stricăciuni și, mă rog, catastrofe care s-au produs. Dacă vorbeai ceva mai devreme despre handicapul celor care foloseau limba română în Republica Moldova atunci când mergeau la cumpărături pe stradă, aș vrea să ne povestești câteva lucruri care într-un fel te-au marcat, deși erai încă copil la vremea aceea. Handicapul era mai degrabă de partea rușilor, pentru că ei n-au înțeles o chestie elementară. E mult mai bine să înveți mai multe limbi decât să rămâi la o singură limbă. Și, practic, pentru că asta înseamnă o expansiune culturală, da? Să știi mai multe limbi, să poți înțelege mai multe zone în care ești și să fii deschis, să nu ai atitudinea aia pe care o aveau ei, așa foarte, nu știu, superioară și de pe poziție. Mă rog, cum sunt în general obișnuiți cei care nu fac parte dintr-o mare putere sau dintr-o mare cultură. Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem titete. Avem paștet și păstări, soc și campot, avem catlete, posmași, piceni, păpușoi, avem și noare și plinele, și scrop și covrijei, avem pomidlă, gălușii și pâni cu unt, avem harbuș și cartofi, curechi și chiperi, avem și foamă și tejă, goldani și prăsade, avem chiptele și spirt, chisel și jele, avem și șuși și colivă, și plachii, tocmași, avem și murături alade, sâr, colțunași, pilimeni.